Înainte să începem acest episod, aș vrea să vă arăt că există mașini de 10 milioane de credite. 10 milioane de credite. Care Ferrari și un Alfa Romeo la 10 milioane de credite. Ce e bun la Alfa Romeo ăsta este că e foarte ușor, când rest nu văd altceva la el. Hai să mai vedem. 8 milioane, un Ferrari 250 California, care arată drăguț. Și retro supercars aici, deci intrăm în altele. Bă, ești nebun. Nici n-am apucat să conduc asta. Lican Super Sport. Dar da. Hai să mergem la garaj și să ne luăm o mașină. Ce mașină vom testa? Audi R8 V10 Plus Pre-Order Car. Adică aia de un credit, pentru că n-am vrut să mai dau bani pe ea. Get in the car. Și vă dați seama că tot curse o să facem. Nu știu dacă e upgradat, nu știu ce poate să facă la upgrade. Poate să facă un S2. Cât mă costă asta? 42.000? Cred că nu. Mai bine nu. Da, lasă, mai bine păstrez banii pentru altceva. Hai să-i punem race exhaust ca să se audă mai bine. Când rest nu vreau să investesc bani în ea. Deci, nu știu unde e chestia asta. Hai mă. Engine. A, exhaust. Am văzut aici. Atâta vreau să-i pun. 2000 de credite ca să se audă mai ca lumea. Și să vedem cum se aude acum. Se duce, tătică, se duce. Și face și drifturi. M-am trecut prin copacii aia, printre. Se duce, mă, asta. Asta atinge peste 310 la oră, vă asigur eu. 342 la oră. Wow! Și gândiți-vă că toate mașinile astea există în viața reală. Deci e ceva. Ăla e un Lican Super Sport. Ups, scuze. Ah, e un Lexus FA. Stai ce aici? Ah, l-am făcut deja. Hai să vedem ce mai e prin oraș, în afară de cursele de stradă și drift zone și ce e aici? Bucket list. Dar nu l-am făcut. Hai să-l facem. Ok. Asta din câte mi-am amintesc că am încercat să-l mai fac o dată, dar am greșit ceva. Oricum e cam înceată. Sincer.
După părerea mea. Și pe ploaie. Turn left. Turn left. Turn left. Până de motor văd că nu prea face, sau nu știți. Am condus mașina asta în Carix Racing, dacă știți. Joculețul de pe mobil care s-ar putea să apară pe calculator. De fapt nu, o să apară, pentru că a fost aprobat de cei de la Steam și... Da. Ah. Wow. Fucking nice. Ah, rewind. Ok, deci trebuie să am grijă. De aici, o să dau de aici. Pentru că trebuie să sar mai așa. Sau nu? L-am făcut, ok. Mișto. Foarte puține credite. Foarte puține XP. Opa. Showcase event. Seriously, you've brought so many fans to Horizon that they're already signed off on another showcase race. I have the perfect bit of insanity planned. Meet me here when you're ready. 57.000 de fani? Ah, știu ce e asta. Și o să facem cruising până acolo. Sau nu. Deci o să mergem ușor până acolo, nu mă grăbește nimeni. Keep right. In 400 meters, bear left. Keep left. Ce fac ăștia? Am 11 km. Ceva îmi spune că ar trebui să mă grăbesc. Ca să nu vă plictisesc. Hai să vedem cum atinge nebunia asta 300. A atins 300. Nu mai cer altceva. Văd că derapează puțin, dar totuși e un model 4. 4 înseamnă tracțiune integrală. Adică... se învăr toate roțile. Pentru cei care nu știu. XP board. Gata, turn around. Am răsărit așa, frumos. 2 secunde să fac și chestia asta. Ia să vedem ce ne zice aici. The Great Ocean Road. 250 km winding along the shipwreck coast. To most people it's a tourist attraction. To Horizon, it's a challenge. Ce challenge? Că nu e. De fapt e, dar totuși. Turn
400 meters, turn right. Oh, cât de șmecher e. Oh. Da. Greșeala mea. Iubesc. O, trebuie să mă întorc aici ca să sar pe chestiile astea. Vreau să fac chestia aia. Și vreau repetat chestiile pe unul. O. Ușurel. That's Silver Sands Beach. It's just indecent, isn't it? I wouldn't even be game to set foot on that sand. I'd get it all dirty. Totuși, cineva se plimbă pe acolo. Deci, nu prea stau dreptate. Am făcut level up, dar nu vreau să... Sau oare să fac? La finalul episodului, dacă stau până acolo, o să fac niște... Forța spins. Hai, a rupt, hai. Fiți atenți aici. V-a plăcut aia, nu? Două secunde, deci cum te duci dinspre oraș? Nu știu unde e tunelul. Scuze. Asta e alt Audi e rupt. Keep left. Oh. Hai, mă. Sounds like we got another one for Warren's rescue home for wayward and abandoned classic cars. Go find it for me, will ya? At the roundabout, take the third exit. Stai, mă, vreau să iau chestia asta. Un Lamborghini Aventador SV. De fapt, nu. E doar SV și un McLaren 570S. Stai, mă, stai lângă mine. Ia uite că i-a dat viteză nevoie. O și o să fac asta. O să duce tare. Nu știam că... A, oh, așa am întâlnit de asta. Turn left. You have arrived at your destination. Ai, mă. Mi-a apărut cumva, a, deci una, două, și mai e vreo unul, nu mai am niciun. Asta e cursă cu tren. Și cum și-a vrut zele 1. Right on time. You ready for this? Recunosc că nu e rău ce-a făcut fata, dar... Se cu tremură și... Și frame-urile sunt scăzute, deci... Bine, scăzute în sensul că... Și marea stăritură. Iuhu.
Aaa, vai ce drifturi astea. Da, rău. Și că, de fapt, sper să nu se vadă niciun fel de la filmare, dar acum nu știu. E bune. Asta nu e făcut pentru așa ceva. God damn it. Trebuie să pun frână din timp aici. La fix. Aici și-au revenit frenurile pentru că s-a dus cu tremurul. Ține-te, ține-te, ține-te. Eu am zis ține-te. Aici pun frână. Și aici iar au revenit frame-urile alea urâte. Cam ciudat că trenul face la... Poate asta o să fie și titlul episodului. La limită, da, te-am făcut cu 300 la oră. You'd be a terrible train driver. You're early. De fani să văd o să facem la un festival. V-am zis. Și la 200.000 de fani, new festival. Oh my god. Hey Speedy, I have big plans for our next festival expansion. Two words for you. Bouncy castle. Hmm? Adică ce? Acum am întrebat la ce să fac upgrade. Și aș vrea să fac peste de level 4. Pentru că aici e zona aia mai calme, aici e orașul, dar vreau să văd cum ia ceva la level 4 și după aia o să fac și la ăla. Ok. Don't bother changing radio stations if there's nothing on, boss. Just let me go and sign you a new one. Faza cu muzica e că nu vreau. Oh my god. Hai să pui asta. Boss, you have got to listen to this. I found a local classical station called Timeless FM. It's community radio, so they're lovely and they can really use the sponsorship, but their production is less than slick. Also, I doubt their host has ever driven faster than 40 in his life. Check them out. Hospital Records Radio. All drum and bass, all the time. You got it. Leave it to me. What? Drive to the music you love in Forza Horizon 3, try Grove Music free for 14 days, zero obligations, no credit card, just more music than you can imagine.
Bă, nu. Turn around when it is safe to do so. Ah, trebuie să mergem la festival 15 fucking kilometri. Da, cred că o să fac asta off-camera și vom încheia aici acest episod dacă v-a plăcut. Suportați în continuare seria și vizionați-o. Uat, uite trenul. Hai să mergem după el. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa.